Sufletește, astăzi am reușit din nou să revenim la azilul de bătrâni. Am îndemnat pe unii din fiii mei duhovnicești să facem aceste fapte pentru cei sărmani, pentru neajutorați, pentru cei bătrâni din azile. Și cuvântul meu a ajuns în inimă și suflet bun. Și atât că astăzi patru familii dintre fiii mei duhovnicești m-au ascultat și împreună cu părinții slujitori am venit să bucurăm pe acești oameni, pe acești bătrâni neputincioși care poate că au nevoie și de hrană, deși sunt foarte frumos observ bine îngrijiți, dar au nevoie și de binecuvântarea lui Dumnezeu, de un cuvânt bun. Observ că au și un paraclis, au un preot bun care slujește, le slujește la acești credincioși. Și cea mai mare bucurie a mea este, v-am spus de fiecare dată, când reușim și putem să facem această faptă și să ne ajute Bunul Dumnezeu și să ne ajute Bunul Dumnezeu atât obștii Sfintei noastre mănăstiri, cât și fiilor mei duhovnicești, să ne îngrijim de acești oameni, să spun a nimănui, fiindcă atât timp cât sunt lăsați prin azilii de bătrâni, înseamnă că sunt lăsați de copii care nu pot să spun că au suflet mare, atât timp cât că mama și tata, care te-a născut și crescut, a ajuns să-i duci prin azilii de bătrâni. Noi o să încercăm cu darul lui Dumnezeu, că numai prin credință și voia lui Dumnezeu și ajutorul unor fii duhovnicești ai mei, de fiecare dată ne auzim că este nevoie de noi, este multă suferință, neajunsuri, datoria noastră morală, ca părinți slujitori, ca monahi, din puținul care ne trimite Dumnezeu, să-L împărțim. Și bunătatea lui Dumnezeu, mie Dumnezeu are grijă de noi, fiindcă și la noi mănâncă foarte multă lume. Știm bine că duminică de duminică până în 1000 de credincioși putem de vară și nu ușor ne este, dar atât timp cât facem această faptă bună, resimțim că Dumnezeu înmulțește darul și harul Dumnezeu care lucrează, înmulțește tot ce avem în cămara mănăstirii, și mergem mai departe. Cât o să trăiesc, am și spus de fiecare dată, această faptă am să o fac, din puținul care trimite Bunul Dumnezeu, peste tot unde e nevoie și mă cheamă Bunul Dumnezeu să fac această mare faptă. Impresii cu lacrimi. Când am văzut despre ce-i vorba și câți bătrâni și câți oameni cu probleme sunt, m-am gândit că există perspectivă și pentru alții și ar fi un lucru fericit să ajungă în asemenea centru și să poată să aibă condițiile pe care le au oamenii de aici. Îndemn și rog de toți cei care au posibilități să meargă la casele de bătrâni, la casele de copii și să încerce să-i ajute cu cât pot ei și să facă puțin fiecare pentru cei care sunt ai noștri, sunt părinți, frați, copii de ai noștri, copii ai copiilor noștri și să încercăm să-i ajutăm. Totul se face doar cu noi și numai cu noi
pentru ai noștri.